Salut și bine te-am regăsit! Sunt Eva Sarcea, psihoterapeut de copil, cuplu și familie, iar astăzi încercăm să răspundem împreună la următoarea dilemă. Ce poți să faci atunci când copilul nu prea vrea să te ajute? E o întrebare pe care poate ne-o adresăm și când e vorba de adulți, de adulții cu care facem echipă, fie că e vorba despre familie, familia extinsă sau este vorba despre colegii de la serviciu. Dar noi acum vorbim despre copii, despre copii care vor crește adulți mari și atunci e atât de vital să reușim să implementăm obiceiuri bune, astfel încât pe viitor lucrurile să fie așa cum trebuie, fiecare să știe sarcina și să o împlinească. Dacă ți s-a întâmplat să spui strânge după tine, iar ai lăsat cănile aici, de ce nu închizi ușile și lista poate continua, ești în locul potrivit. Hai să vedem, ce putem face? De ce e totuși atât de necesar să existe această împărțire a sarcinilor? Pentru că poate ne este mai ușor să spunem, lasă că strâng eu, până face el, până reușește el să le pună la punct, trece timpul și eu rămân cu ele așa și mă încurc de ele, mai bine mă bag eu. Un astfel de discurs intern crește un copil care va aștepta ca altcineva să facă, un adult care va aștepta ca altcineva să facă. Este nevoie pentru că bunăstarea traiului în comun ține de respectarea unor sarcini, de respectarea unor responsabilități. Iarăși, este nevoie să existe o împărțire a sarcinilor și o asumare a lor pentru a crea disponibilitate părintelui. Dacă părintele tot timpul este prins în a face, în a rezolva, în a strânge, în a fi el capul tuturor acțiunilor, când mai are timp să se bucure de un timp de calitate cu copiii, când mai are timp pentru sine și când mai are timp să dezvolte o relație armonioasă în care arată copilului că nu trebuie să fii prins doar cu sarcinile casnice, ci e important să fim împreună și să petrecem plăcut. Chiar dacă se poate face asta făcând o parte și din sarcini. Necesitatea ca cel mic să își asume o parte din sarcini ține și de dezvoltarea unor achiziții. Cu cât copilul reușește să fie mai independent, cu cât copilul reușește să bifeze mai multe lucruri și să le facă, să aibă satisfacția lucrului făcut, cu atât mai mult crește stima de sine. Sunt studii care arată că cei mici, dacă de mici deprind, da, anumite lucruri de făcut în casă, reușesc să se simtă mult mai împliniți și reușesc să dobândească achiziții cognitive, motrice, într-un mod mult mai natural, mult mai firesc, pentru că e pur și simplu un exercițiu continuu care îi ajută să se dezvolte pe fiecare palier. Cum facem concret? Cum facem concret ca dorința noastră, visul nostru, să fie realitate? În primul rând, e nevoie să evaluăm situația. La ce lucruri ne referim? La ce sarcini ne referim? Da? Că e vorba de, nu știu, a strânge masa, a strânge patul, a spăla vasele, a hrăni pisicii, a curăța litiera, a face cumpărături, în funcție de vârsta fiecăruia, da? Este bine să le trecem pe toate într-un tabel și să vedem concret cine le face în prezent. În secunda în care faci asta, și e foarte simplu vizual, ai lista de sarcini și membrii familiei, cu un X pentru fiecare, ca să vedem concret cine bifează. De multe ori, părintele își dă seama că acoperă cam toate sarcinile. Atunci copilul, la fel, are oglinda și își dă seama că nu prea face. Asta nu înseamnă că cel mic se va hotărâ dintr-o dată să schimbe, dimpotrivă. Dar puteți negocia împreună care sunt sarcinile pe care el le poate face. Care sunt lucrurile de la care porniți, nivelul, pur și simplu, și cu pași micuți, aceste sarcini pot crește. Poate că dorința noastră ar fi ca cel mic să facă din prima foarte multe. Realitatea este că trebuie să evaluăm din punct de vedere tehnic, concret, ce poate să facă, astfel încât să nu-l însărcinăm cu ceva ce este peste capacitatea lui și să creăm o foarte mare frustrare că nu se întâmplă lucrurile respective, mai ales așa cum ne dorim. Iar pe viitor, răspunsul cel mai simplu este constanță și consecvență. Copilul nu deprinde din prima aceste sarcini și nevoia de a le face și dorința de a face sarcini casnice nu e naturală. Nu ne naștem cu dorința de a împlini lucrurile acestea. Dar prindem drag de ele atunci când vedem că suntem capabili să le facem, prindem drag de ele atunci când suntem încurajați și prindem drag de ele atunci când vedem că există o recompensă în forma în care timpul devine de calitate atunci când îl petrecem cu părintele, în forma în care reușim poate să achiziționăm anumite lucruri pentru că am săvârșit anumite sarcini, nu este complicat. E nevoie doar de exercițiu continuu. Mult spor!